Laureații Premiului Nobel pentru Medicină din anul 2009 au descoperit enzima aceea pe care specialiștii de foarte multă vreme au dat de ea, dar nu știau cum să o definească și să o identifice. Se numește teleomerază. Se știe că aproape toate celulele corpului uman, odată la 7 ani, se regenerează. Dar de la un moment dat, în viața omului, apare o enzimă, care acum a fost identificată sub denumirea, încă o dată, pe repet, de teleomerază, care blochează procesul de regenerare. În momentul în care blochează procesul de regenerare, celulele nu se mai regenerează în ritmul de mai înainte și încă o dată încep să apară ridurile, apare părul alb, la alții cade de tot și așa mai departe, apar semnele îmbătrânirii care se manifestă în orice domeniu și inevitabil, dacă viața își continuă cursul, apare îmbătrânirea și apoi moartea. La ora actuală se cheltuiesc miliarde de dolari pentru a bloca această enzimă. Ca corpul uman să poată să se regenereze la plus infinit și să ducă trupul uman pe sfera aceea și în domeniul acela al nemuririi eterne. Însă să nu uităm că Biblia tratează problema însăși de la cauză și spune că plata păcatului este moartea. Câtă vreme omul trăiește în domeniul acesta al păcatului, câtă vreme omul trăiește pe pământul acesta, este tributar morții și va plăti cu moarte. Dar, iubiții mei, nu trebuie să considerăm că viața noastră se încheie la mormânt. De ce? Pentru că, din punct de vedere biblic, omul este format din două părți. Anume, omul din afară, despre care vorbește Sfânta Scriptură, și omul dinăuntru. Ca să mă înțelegeți mai clar, dați-mi voie să vă fac o mică comparație. Și anume, vedem câteodată câte o mașină așa frumoasă, deosebită, cu geamurile mai închise, și la un moment dat o vedem cum face o depășire elegant, apoi semnalizează că intră înapoi pe bandă, dar cumva plouă afară, pornesc ștergătoarele, vezi că farurile sunt aprinse și la un moment dat observă un loc de parcare. Un loc foarte strâmb de parcare, dar cu toate acestea, mașina aceasta merge puțin înainte și apoi face o parcare precisă cu spatele. Se așează la loc, apoi se stâng farurile, se opresc ștergătoarele și apoi se oprește motorul. Și nimeni nu spune, băi, ce mașină de ăștia. Pentru că toți știm că toate aceste manevre nu au fost făcute de mașină, ci de un șofer deștept. Ne așteptăm ca un moment dat să deschidă portiera și, într-o dată, din mașina aceea care a depășit elegant, care a plecat precis, este cineva care este șoferul. Atunci, iubiții mei, când are loc un accident frontal între două mașini, când vine smurdul, când vine salvarea, când vin medicii, nu se ocupă de fată. Nici de capote. Bă, trebuie să muncească ăștia să îndrepte capota la mașina asta. Nu! E aleagă imediat la cine? La șofer, la pasager. Ăia-s valoarea! Celălalt se mai schimbă! Iubiții mei, lucrul, e mașina cu care circulăm prin lumea asta. Șoferul, suntem noi dinăuntru. Ne uităm prin parbrizul ăsta și avem și stele de înțelegeți? Avem și ștergătoare. Prin cele 5 simțuri intrăm în legătură cu lumea aceasta. Dumnezeu locuiește într-un alt spațiu. Și anume, El este Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Să viți pe lume. Lumea unde locuim noi este tridimensională din punct de vedere fizic. Spațiu, timp și materie. Asta e lumea noastră. Noi în seara aceasta suntem la Terra, suntem în spațiu. Indiferent cât am vrea să ne mutăm dintr-o parte în alta, să mă duc la Suceava, să văd care și vin imediat înapoi. Nu pot! Ca să pot depăși spațiul acesta, trebuie mijloace de locomoție rapide. Și cât de rapide ar fi, ne-a timp. Apoi noi suntem în anul 2013, în luna februarie. Indiferent că ar vrea împreună cu tine să vedem ce a fost în urmă cu 500 de ani de meleagul ăsta. Nu putem vedea și nici nu putem să mergem peste 200 de ani sau peste 3 zile măcar să vedem ce o să fie. Nu putem, suntem legați de timp și apoi suntem legați de materie. Adică trăim în mașina asta, trăim în trupul ăsta. Nu-l putem părăsi. Mergem împreună cu el. Când Dumnezeu a vrut să intre în lumea noastră, i-a trebuit mașină. I-a trebuit mașină. Ca să acceseze lumea noastră. De aceea veți găsi în Evrei într-un cuvânt foarte frumos, unde Scriptura spune, și permiteți-mi să dau pasajul acesta biblic, unde cuvântul Domnului spune în Evrei, capitolul 10, cu versetul 5, de aceea când intră în lume, El zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un
trup, adică o mașină. Și astfel cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, slăviță pe Domnul. Și mai târziu apostolul a adus ceea ce am tipărit, ceea ce am văzut, ceea ce am auzit cu ochii noștri. Aceea vă veștim vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Lăudați să fie Domnul. Trupul este o mașină cu care intrăm în legătură cu lumea aceasta. Dar valoarea, nu trupul, îi șoferul dinăuntru. Acolo este valoarea. Când Domnul Iisus Hristos se întâlnea cu anumiți oameni, vedeau că oamenii respectivi, vedeau că oamenii erau bolnavi, nu trata prima dată mașina, ci prima dată problema șoferului. I-au adus în fața lui pe un om care era pe un targ acolo pus. Și Domnul s-a uitat la el și a văzut că marea problemă nu e a trupului, ci marea problemă e a șoferului. Și a spus, păcatele sunt iertate. Și apoi ca să înțelegeți că Domnul poate opera și la nivelul trupului. Ție spun, ridică-ți patul și de acasă, slăviți să fie Domnul. Ia-i afați în evanghelizări. Pentru că la nivelul trupului vom avansa din ce în ce mai mult. Vom schimba capote, vom schimba. Facem transplant de diferite organe și încercăm să depășim testele de compatibilitate care sunt o piedică la ora actuală. Încercăm să rezolvăm problemele astea. Vom ajunge să schimbăm din ce în ce mai mult la mașină. Marea problemă că nu vom putea să intrăm la șofer. Depresiile fac ravagii astăzi. Conștiințele încărcate de păcate fac ravagii astăzi. Oamenii nu mai știu unde să alerge și de aceea avem Evanghelia Domnului Iisus Hristos, lăudat să fie Domnul. De aceea facem evanghelizare. De ce? Pentru că atât de important să lucrăm la domeniul șoferului, la domeniul sufletului. Acolo este frumusețea. Dumnezeu să le binecuvinteze. De aceea, bazați pe cuvântul acesta pe care l-am explicat în mare, aș dori să vă propun, stimații mei, frați și surori de credință, insistați pe înfrumusețarea șoferului. Doamne, ajută-mă! Nu tot dați roțele galbine, cu tot felul de șpraie și făceți. Insistați pe șofer. Faceți partea frumoasă dinăuntru. Acolo lucrați mult. Dumnezeu să ne ajute. Trăim într-o vreme în care v-ați văzut băieți de ăștia care au mașini de astea, câștigă doi bani în afară sau trei ei în afară, când ești, și vine acasă și și-au mașini de așa, tot felul de acțibilduri pune pe ea, și tot îi scoate toba și tot durui și nu poți dormi dacă treci la ora două dimineața, scoară tot cartierul la un moment. Are el mașina aceea. De foarte multe ori în domeniul acesta, Domnul ne-a dat trupul acesta ca să îngrijim de el și să circulăm cu el prin lumea așa. Dar nu ne-a dat trupul acesta ca să punem tot felul de acțibilduri pe el și să fim tentați să ne uităm mai mult la mașină decât la șofer. Ea e important să ne dezvoltăm în omul dinăuntru, Doamne ajută! Apostolul Petru, de fapt, vorbea unei anumite categorii din biserica Domnului care timp să se ocupe mai mult de omul din afară decât cel dinăuntru și spunea, pentru persoanele respective este foarte bine să aibă un duh blând și liniștit care este de mare preț înaintea Domnului. Duhul blând și liniștit nu e la nivelul capotei și nici a portierilor, e la nivelul șoferului, lăuntrii. Să ne ajute Domnul. Dezvoltă frumusețea interioară. Blândețea este o formă care te face să fii frumos atât înaintea oamenilor, cât înaintea lui Dumnezeu. Eu știu că fiecare dintre noi putem să arătăm că suntem vertical, tranșanți, dar putem să fim și blânzi. Doamne ajută! Amin. Nimic nu ne justifică că suntem răutăcioși. Asta nu e o frumusețe, ci este o hidoșenie a naturii noastre păcătoase. Și de aceea venim la casa Domnului. De aceea facem evanghelizări. De foarte multe ori îi facem evanghelizări și vin prieteni. Și de multe ori prietenii stau aici împreună cu noi și există o vorbă în popor care vine și spune, Doamne, faci cum faci și te duci la adunare la ei și ăștia te pocăiesc cumva. Stimații mei prieteni, stați liniștiți. Nu putem pocăi pe nimeni. Dacă am putea pocăi pe cineva, ne-am pocăi copiii noștri. Ne-am pocăi persoane din biserică și din anturajul familiilor noastre pe care îi dorim, venim la casa Domnului. Dorim să pocăim soți
de ale unor surori de-ale noastre de credință, soții de-a unor frazei noștri de credință, care nu sunt împreună cu noi. Dar nu putem noi să pocăim pe nimeni. Singurul care dă pocăința este Dumnezeu Stăviței de Oameni. Dacă Dumnezeu ți-o dă, este foarte important pentru mine și pentru tine să primim oferta lui Dumnezeu și, într-adevăr, acceptând pocăința, să o trăim. Doamne, ajută! Bine, iubiții mei, Domnul Iisus Hristos vine să ne spună foarte clar, foarte clar, că viața nu se încheie la moarte. Cei doi au continuat să existe. Unul în sânul lui Abraham, iar altul, spune Scriptura, era în locuința morților. Atenție, omul ăsta și-a ridicat privirile în sus. Omul acesta știa câți frați mai are acasă. N-a spus, parcă mai am 7 frați, parcă mai am 3 frați. A spus, mai am câți? 5 frați acasă. Știa foarte precis. Se transmite lucrul acesta. Și sensul pe care îl ridică Domnul din pasajul acesta Biblic este că frații lui ar fi trebuit să știe ce li se va întâmpla și lor dacă vor trăi ca el. De aceea avea nevoie să trimită pe cineva. De ce? Pentru că ei au continuat să existe după momentul acesta. Însă Domnul Iisus Hristos vine și tratează problema aceasta într-un mod deosebit. Ne spune Sfânta Scriptură că unii dintre teologii vremii și dintre învățații vremii, care erau saducheii, oamenii aceștia au venit într-o zi la Domnul Iisus cu o problemă foarte încurcată din punctul lor. Și au venit și au spus în felul următor, conform legii pe care o avem noi, erau 7 frați. Și primul a murit și al doilea a trebuit să ia pe nevasta celui care a avut-o, pe cumnata sa, ca să-i lasă copiii în urmă, să lase copiii pe numele lui. Și toți au fost căsătorit până la urmă și au murit și femeia aceasta a supraviețuit la tot 7. Când va fi la înviere, apoi nevastă va fi. Și ei credeau că l-au închis pe Domnul. Dar Domnul vine și le spune lor, și numai lor, ci și nouă tuturor, celor care avem Scriptura la îndemână, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Și apoi Domnul ia un pasaj din Vechiul Testament. Când Moise stătea de vorbă cu Dumnezeu în rugul aprins. Și spune, n-ați citit ce spunea Dumnezeu în Vechiul Testament? Și acolo Biblia vine și spune că Dumnezeu îi spune lui Moise următoarele cuvinte. Eu sunt Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacob. N-ați citit asta? Foarte mulți dintre noi ne uităm, da, și noi am citit. Dar ce mare lucru spune asta? Știți ce interesant era? Să presupunem că tu ești prieten cu cineva pe care îl cheamă Ion. Și eu știu că tu ești prieten cu Ion. Și te întreb la un moment dat, tu ești prieten cu Ion? Și tu spui, da, sunt prieten cu Ion. Tratezi bine verbul a fi. Sunt prieten cu... Fără că eu să știu, prietenul nostru comun are un accident și decedează. Trec vreo 3 luni de la mormântarea lui, eu mă întâlnesc fără să știu lucrul acesta și te întreb, băi, tu mai ești prieten cu Ion? Tu ce spui? Sunt, că știi că e îngropat de 3 luni? Sau am fost? Cum e corect să spui? Am fost, pentru că e mort. Când Moise vorbea cu Dumnezeu, Avram, Isaac și Iacob erau morți de sute de ani. Cum era corect să spună Dumnezeu acum? Am fost sau sunt? Dacă Avram, Isaac și Iacob erau morți, Dumnezeu spunea, am fost Dumnezeul lor. Dar pentru că ei sunt vii, spune, eu sunt Dumnezeul lui. Slăviți să fie Domnul. Asta e pasajul pe care îl folosește Domnul simplu, simplu. Eu sunt. Nu ar doar a tratat verbul a fi. Eu sunt Dumnezeul lor. De aia apare în pasajul acesta Avram. De aia apare la înălțarea la față Moise. De ce? Pentru că viața omului nu se termină la mormânt, stimații mei ascultători. Noi continuăm să existăm, slăviți să fie Domnul. Trupurile acestea sunt duse în cimitir și așteaptă recarosare, dacă permiteți. Să folosesc termenul ăsta de rutierism. Recarosare. De ce? Pentru că trupurile astea au fost date pentru lumea asta. Cu cele 5 simțuri se întreabă în legătură. Vedeți că sunt lucruri pe care noi nu le percepem. Nu suntem chemați să le percepem lucrurile respective. Dar acele 5 simțuri ne sunt suficiente pentru a căuta și a găsi mântuirea. Lăudați să fie Domnul. Există unde joase, unde mai la un nivel de o frecvență mai mică sau mai mare, noi primim doar ceea ce ne trebuiește pentru a accesa lumea aceasta, pentru mântuire și pentru a supraviețui aici. Însă există o altă lume, este lumea lui Dumnezeu. În lumea aceasta lui Dumnezeu, bucuriile și desfătările, spune Scriptura, sunt veșnice, sunt eterne. Știți că cu trupul ăsta nu putem rezista?
De-aia când suntem la stăruință, vorbesc pentru cei care stăruie după Duhul Sfânt, Duhul Sfânt vine în valuri, că n-ai să poți rezista. Că dacă Duhul Sfânt rămâne în bucurie aia jumătate de oră, când se vine gătit, gata, s-o termina. El vine în valuri peste tine, că trupul ăsta nu rezistă la bucuria aceea, nu rezistă. E aceea ca noi să trăim în prezența Duhului Sfânt continuă. Ni se vor da trupuri noi de slavă, lăudați să fie Domnul. Ca să ne putem și să accesăm lumea viitoare. Dar șoferii vor fi aceia. Mașinile vor fi noi, șoferii vor fi aceia. De-aia noi trebuie să ne pocăim, Doamne ajută! De-aia noi trebuie să ne sfințim. Mașinile se schimbă, șoferii rămân aceiași. Totodată vreau să aduc o veste tristă. Pentru cei care nu-L primesc pe Domnul Iisus Hristos și nu-L lasă pe Fiul lui Dumnezeu să le spere păcatele, prin Duhul Sfânt să-i înnoiască, să-i pregătească pentru lumea care va veni, Domnul va avea și pentru ei alte mașini nesupuse putrezirii și morții. Iar spune Scriptura, vermele lor nu va roade și nu se va opri. Fumul lor se va ridica în sus 1000 de ani. În veci vecilor. Adică, vor avea un trup care va fi consumat, dar nu va muri. Se va regenera și în continuu va ieși fum, fum, fum. De ce în vieții mei atâta duritate în Biblie? Ați întrebat răzat. De ce atâta duritate? Ia-mi facem evanghelizare. Că dacă ar fi fumul meu să iasă din colo, nu accepte Domnul și îți chinuit 100 de ani. 100 de ani trebuie. Face de veșnicie, 100 de ani e nimic. Nu e nicio problemă asta. De ce Domnul face lucrul acesta? Știți de ce? Ca eu și tu să avem șansa să ajungem în prezența Lui. El n-a trimis un om bun pe pământul ăsta. El a trimis un profet numai. A avut un singur fiu de aceeași natură și esență cu El. L-a trimis în lumea aceasta și noi nu suntem mântuiți că El s-a născut pe Fecioara Maria. Noi nu suntem iertați de păcatele noastre că El a făcut minuni ca nimeni altul. Noi nu suntem iertați că El a înviat morții. Noi nu suntem iertați că El a mers pe apă ca pe asfalt. Ci ca tu și eu să fim iertați și spălați de păcatele noastre. Amin. Hristos a trebuit să ia crucea să o ducă la calvar. Din palmele Domnului Iisus răpunse de firoanele romane, din fruntea Domnului Iisus, se curge singura soluție care iartă păcatele, sângele Domnului Iisus Hristos. Și la calvar, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unicul de aceeași natură și esență cu Tată, cel etern, a murit pentru noi, lăudat să-i fie numele. Când soldatul roman a străpuns coasta lui, din coasta lui a pus sânge și apă, ca să ne arate că Dumnezeu a plătit totul ca noi să ajungem în împărăția lui, lăudat să fie Domnul. Iubiții mei, de atunci încoace putem face evanghelizări. De atunci încoace putem vorbi cu oameni să le spunem, există soluție, există salvare, cât de rău ai fi, Dumnezeu prin sângele Domnului încă iartă păcatele. Este oferta lui Dumnezeu. Oamenii nu vor fi judecați pentru că au făcut diferite lucruri, iubiții mei. Toți într-o măsură mai mare sau mică le fac. Că împărțim noi păcatele pe mari și pe mici, dar orice păcat duce la moarte. Câteodată ne lăudăm între noi așa, băi, uite, banditul cu tare, excrocul cu tare, păcătosul cu tare. Adică, cu alte cuvinte, noi toți suntem bolnavi din lepră, murim, dar eu am mai multe bubii ca tine, știi? Și din punctul ăsta de vedere, tu îl lauzi, eu am numai 3, dar tu ai 5, băi. Dar până la toată urma, toți murim, avem lepră, avem lepra păcatului, vom